Salut tuturor! Am un proiect nou pe care vreau să-l încep de săptămâna viitoare, dar înainte să vă povestesc despre acest proiect, m-ați întrebat ce părere am despre faptul că Mihai a rămas la Iași și se antrenează acolo. Hai să vedem! Eu și Mihai am rămas în relații foarte bune, chiar dacă el a rămas în Iași și se antrenează acum acolo. După cum știți, are o bunică care este foarte în vârstă și foarte bolnavă. Cel mai important lucru în viața unui om este familia, așa că a rămas acolo și el dorește să fie cât mai aproape de ea. Așa că a decis să rămână în Iași, plus că aici în Deva nu cunoștea pe nimeni, îi era greu, era singur. Asta este, sportul se face cu sacrificii. El a ales momentan să rămână să se antreneze acolo. Din câte știam eu, trebuia să se antreneze la Scorpions, dar din postările lui am văzut că se antrenează la o altă sală. Și eu nu am ce să-i reproșez, nu suntem certați, nu nimic. Îi doresc foarte mult succes și sper ca următorul meci al lui să fie un meci frumos, cel puțin la fel de frumos ca acesta pe care l-a avut cu Yasmin. Și câștigător prin split decision, colțul albastru! Am ajuns să vorbim acum despre proiectul pe care vreau să-l încep de săptămâna viitoare. Foarte mulți dintre voi, dintre urmăritori, mi-ați scris chiar și aici pe YouTube, dar mai ales pe Instagram, că doriți să veniți să vă antrenați cu mine. Și când vă întreb de unde sunteți, foarte mult îmi spuneți că locuiți la sute de kilometri departare. Din păcate, nu se poate așa să veniți în Deva. Mulți dintre voi sunteți elevi, este greu, nu merge, dar am început eu să mă gândesc și probabil de săptămâna viitoare am să încerc să fac niște vloguri de la sală, vloguri în care să vorbim despre tehnici pentru MMA, tehnici de jiu-jitsu, de Muay Thai, să le explic și să vă arăt cum ați putea voi să vă antrenați acasă singur sau cu un partener și cu echipament minim, echipament pe care chiar puteți să vi-l faceți acasă. Orică stați la oraș, orică stați la sat, nu contează, la casă, să puteți să vă faceți și dacă chiar doriți să vă antrenați, să puteți să vă antrenați singuri. Încă stau să mă gândesc cum o să împart aceste vloguri, pentru că tehnica este multă, este destul de complicată. O să încerc să caut exerciții care să puteți să le faceți și singuri și sper să iasă ceva. Dacă vă doriți acest lucru, lăsați-mi jos în comentarii. Eu m-am gândit să intitulez lecția de MMA. Lăsați-mi și voi în comentarii dacă aveți niște titluri mai bune pentru asemenea vloguri. Și sper, da, sper ca de săptămâna viitoare să pot să mă apuc. Am să vă filmez și din timpul antrenamentelor pe care le facem noi la sală. Am să vă filmez și parte de tehnică. Și o să discutăm despre ele, o să le împărțim pe fragmente, să fie cât mai ușor de înțeles de către toți și să vedem ce iasă. Deci dacă doriți acest proiect, lăsați-mi jos un comentariu și sper că de săptămâna viitoare să ne apucăm de vloguri lecția de MMA. Salut tuturor! Uite acum, bine, hai! Ia mâncare! Ah, l-am prins! Da, da.
Bine, da. Ai rămas acolo, trebuie să... Din prima, să nu mai... M-a submis, ia-mi cu sperul.